de prestație, mă simt obligat să spun. Pare foarte bine că nici a Pietrescu a luat acest premiu, nu, că nu ar fi meritat și ceilalți, așa cum am spus de la început, și ați văzut că au citit lucruri absolut remarcabile, chiar și domnul Reșan, care nu este nominalizat, dar nu s-a putut apuca să ia premiu. Îi sunt într-un fel de datorat lui Cărcărescu că mi-a oferit șansa în peste 50 de ani de critică literară, când am comis multe erori de apreciere și multe pronosticuri greșite, șansa de a o fi nimerit și am nimerit-o chiar cu un scriitor excepțional. A fost cel care a scris la primul lui volum, spunând că promite un mare poet, iar în istoria literaturii, care am spus că este probabil cel mai important scriitor român de după al doilea război. Ei, o șansă de asta nu te întâlnești deseori în viață. Și pare bine că s-a întâmplat în cazul lui Mircea Cărcărescu. Acum suntem, într-un fel, cum a spus el însuși, într-un schimb de generații. Ei 80-ști au devenit 60-ci. Iar eu 60-istul cu Ion Toc, cu Eugen Neglici, devenim 80-ști. La anul, conform regulamentului, când va trebui să citească ceva. O poezie proprie, nu cu un anul. Mulțumesc!